Bun, legat de averea dumneavoastră, m-am uitat pe declarația de avere, aveți bijuterii de 150.000 de euro. Sunt bijuterii de familie, bijuterii de la bunicile noastre, părinții noștri au fost niște oameni care au muncit, bunicii noștri au fost niște oameni care au muncit, sunt bijuteriile de familie pe care le avem. Aveți și 25 de conturi bancare în care aveți 400.000 de euro, 52.000 de dolari, 1,4 miliarde de lei, dacă am adunat bine astăzi. După 25 de ani de muncă și nu cred că e o rușine să ai sumele astea, poate că au alții sume mult mai mari decât astea. Eu mă uit cum unii își disimulează averile. De exemplu, în campanie mi s-a recomandat să nu folosesc mașina mea la începutul campaniei și am refuzat. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu era un lucru pe care să-l ascund într-un garaj. Nu, eu mergeam cu mașina aia, am folosit-o în continuare. Soția mea folosește o mașină, nu e rușine. Dar nu v-a criticat nimeni că folosiți acea mașină. Ba da. Singura critică era că ați mers cu metrou în condițiile în care de fapt mergeați cu un SUV. Nu a fost un gest pe care l-am făcut empatic, să epatez eu că mă plimb cu metrou că sunt în campanie electorală. L-am făcut pentru că am vrut să verific dacă ceea ce spuneam oamenilor, vreau să am conștiința împăcată, că acel drum e mai scurt cu metrou. A fost mai scurt, într-adevăr, cu mult. Și am verificat și în zilele următoare, dar nu am mai dat poze. Dar nu e nicio surpriză, știm deja că metroul face mai puțin decât... Nu, să știți că au fost... Nu e adevărat. Pe exemplu, dacă mergi cu metroul până la Răzoare și vrei să schimbi, acolo e o mare problemă, pentru că e un mare timp de mers pe jos între conexiuni. Acolo trebuie luat o măsură, acolo trebuie un intermodal care să conecteze